Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Neconvențional. Neconvențional, o emisiune care astăzi îi are invitați pe Mihai Velisar și Vali Țicu, flancul stâng al apărării petrolului. Bună băieți, bine ați venit în cadrul emisiunii și mulțumesc pentru că ați acceptat. Cu Vali Țicu ne-am mai auzit, pe Mihai Velisar nu l-am avut în studio până acum și de aceea îi fac un portret. Născut la Ploiești în 30 august 1998, așadar are 23 de ani, evoluează pe postul de fundaș stânga. Între 2013 și 2018, așadar de la 15 la 20 de ani, a jucat pentru Tineretul Petrolului. Apoi în sezonul 2018-2019 prinde 4 jocuri la echipa mare și imediat este împrumutat la Buzău, la Gloria Buzău, contribuind alături de Răzvan Catană la câștigarea seriei și promovarea trupei din județul vecin. În 2019 a fost vândut la Mediaș, trupă la care joacă 73 de meciuri în 2 ani și jumătate, înscriind și 2 goluri. Este convocat de Adi Mutu la echipa națională U21, pentru care joacă 3 meciuri, iar anul trecut face pasul către lotul olimpic, pentru care evoluează în 2 partide. Vali, v-am spus, a mai fost prezentat telespectatorilor Neconvenționalului în urmă cu fix 2 ani, atunci când ai fost prezent în cadrul Neconvenționalului alături de Ianis Stoica. Ianis Stoica, prietenul tău. Da. Ianis Stoica, care, îmi permit să o spun, a făcut pasul mare ocolind offside-ul și a ajuns la FCSB, este un pic de vedetă așa la FCSB, el fiind dat, adică vândut mai mereu de către echipe, către mari echipe ale Europei, deocamdată ala Gigi Becali, adică din vorbe. Din vorbe, cum și Vali Țicu, de altfel, este tot din vorbe, ținut așa un pic în frâu. O să vorbim pe tema aceasta, iar după această scurtă prezentare să-i dăm drumul la treabă. Începem cu Mihai, o să intercalăm întrebările și răspunsurile, când cu unul, când cu celălalt, special ca să nu fie vreunul care adorme în cadrul emisiunii. Mihai, erai pregătit să pleci către o echipă de prim eșalon în anul 2019. Ai fost fericit atunci când ai plecat? În primul rând, eram în vacanță, terminasem cu Gloria Buzău atunci. Am promovat și am intrat în vacanță. Fericire mare, te-am văzut. Fericire, da, vreau să continui acolo pentru că la Petrolul știam că a fost situația care a fost înainte și oarecum nu mai eram dorit, să zic așa. Și am mers în vacanță la munte câteva zile și primesc un telefon. Era antrenorul secund de la Mediaș. Hai de la Liga 1. Inițial am zis ok, vin, dar stai să rezolv cu Petrolul, să vedem dacă îmi dau drumul, dacă pot să plec. Am venit la stadion să vorbesc cu, atunci era Tavi Grigore. Că n-aveam președinte, știi situația aia, nu era președinte. Ambiguă, da. Da. Și 2 săptămâni am stat, mergeam zi de zi la stadion să reușesc oarecum să îmi dea drumul să plec. Iar în cele din urmă, când nu mai speram, pentru că echipa deja plecase în cantonament în Spania, erau de 8 zile în cantonament în Spania, Gazul, primesc un telefon de la Apostu, de la impresarul meu, și mi-a zis, fă-ți bagajele că mâine seară pleci în Spania. Nu știu cum a rezolvat, nu știu ce a vorbit. El este impresarul tău, da? Da. Și iar apoi am mers 5 zile în Spania, ne-am întors, am ajuns luni seară, vineri eram înapoi, da. Și iar vinerea următoare jucam cu Chindia. Primul meci din campionat. Da. Și am avut 2 zile libere după ce am plecat din Spania. Am rămas la Mediaș, că n-aveam cum să mai vin acasă, dar abia ajunsesem acolo. Și îmi spune antrenorul secund, vezi că s-ar putea să joci titular. Inițial nici nu mă gândeam că o să fiu un lot. Clar. Văd asta. Și vine ora jocului. Edi nu anunța dinainte
echipa. Nu-ți dădea nici semnale la antrenament, gen că ce, ai putea să fii o titular. O spune cu o oră jumătate înainte, a? Da, 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 da. Și am văzut că sunt titular și aia a fost. Ma, asta a fost. Cred că ți s-a umflat pieptul ori trei când ai aflat că ești titular. Să știți că nu, pentru că am avut colegi foarte buni, foarte... atenți. Atenți, să zic așa, da. Un Marius Constantin, un Ionuț Larie, un Răzvan Pleșca, care... Mergea bine da, echipa. Da, da. Am avut echipă foarte bună. Bun, și în momentul în care, când ai ajuns acolo, te-ai simțit bine? Cum să spun? Adică ai avut casă, ai avut... Erai bine? Erai mulțumit de condițiile care ți-au fost date? Să vă zic sincer, nici nu m-am uitat la contract când am semnat. Nu, dar de ce? Pentru că era Liga 1 și am zis, îmi dați cazare, masă, așa și... Adică eu lucruri iar, normale, da, să da, spun așa? Da, pentru un club de Liga 1, da. Și chiar nu m-am uitat. Deci te rog să mă crezi, devine o marotă așa, băieți care i-am avut aici în studio, de la băieți în vârstă, mai în vârstă, până la tineri ca voi, care spun de fiecare dată când vin aici, că de fiecare dată când semnează Bacu Petrolul, tu acum cu Mediașu, Cebo când a semnat, când a și-a pus apostila pe contractul din Rusia, a spus că el niciodată nu s-a ei toți spuneau că niciodată nu s-a uitat pe contract. Mi-e aproape că nu-mi vine să cred. Care e chestia asta? Că nu înțeleg. Așa de tare îți dorești, ți-ai dorit să pleci de aici, de la Ploiești? Sau așa de tare ți-ai dorit să ajungi la o echipă de primă ligă? În cazul meu, venisem din Liga 3, dar abia promovasem în Liga 2. Aveam două promovări în Liga 2, cu Petrolul, iar apoi cu Gloria Buzău. Da. Și din Liga 3 să ajung la Liga 1... Era un pic de diferență. Da, și n-a mai contat pentru mine nici aspectul financiar, nici absolut nimic. Da. Țin minte golurile tale la Mediaș. Golul ăla cu FCSB, când i-ați articulat cu 4-0, nu știu, ai avut un gol senzațional, ai făcut o cursă de unul singur undeva în flancul stâng, ai intrat și ai șutat. Și ai mai avut un gol la un meci cu Voluntariu. Da. 3-0, i-ați bătut și pe aia acolo, pe terenul Iordanescu. Tot așa un gol cu o pătrundere, cu un dribling, cu un șut. Se părea că acela este stilul tău de a juca, adică de a pătrunde, de a fi un pic mai în fața apărării. Acolo te-a văzut pe tine, Edi? Vreau să zic că ce am spus și înainte, te ajută echipa foarte mult. Așa? Da. Te ajută echipa foarte mult și ai un fel de libertate, să zic așa, în teren. Mm-hmm. Adică ai și o siguranță. Știind că în spate am un Marius Constantin și un Ionuț Larie, altfel joci, să zic așa. La Ploiești aici, unde te vezi în echipă? Bandă stângă. Bandă stângă, da. Și mai în față? Da, de ce nu? Și mai în față. Adică să faci toată banda... Și eu am zis aici, flancul stâng al Petrolului. Să faci toată banda cu ții, cu mai în spate și cu... De ce nu, și da. Și tu mai în față? Da. E o idee. E o idee, asta i-am inoculat-o așa cât am putut. Și lui Nae și lui Claudiu. Când am auzit că vii la Petrolul și nu au spus nu. Mi se pare o chestie senzațională. Și eu îți doresc mult succes la... venirea aici la Ploiești. Mulțumim frumos, doamne. Valea a avut un debut de sezon formidabil cu Petrolul. Este echipa pe primul loc, cu numai două înfrângeri. Mai mult decât atât, ai avut nici mai mult, nici mai puțin decât 5 goluri primite în calitate de apărători. Cum apreciez momentul ăsta? Apreciez, pentru că e rodul muncii noastre, să spun așa. Avem o filozofie pe care mister ne impune mereu la antrenament, avem niște principii de unde plecăm și ce este suplimentar e un bonus, să spunem așa. Că nu ne-am propus să primim doar 5 goluri, ne propunem la fiecare meci să nu primim gol, de acolo plecăm. Că am primit 5 goluri în 16 meciuri cât au fost, asta, cum am spus, e un bonus. Apreciez foarte mult, dar stau cu
cu antene ridicate, să spun așa, pentru că trebuie să o menținem tot așa, să demonstrăm că suntem, degeaba suntem acolo. Ai avut un moment delicat, așa, momentul când ai venit la Națională? Ai venit cam plin de tine, așa, la echipă? Nu, mi s-a mai spus, nu, din contră. Eu știu că am făcut un meci mai nereușit, să spun. Păi da, și s-a legat lumea de asta. La Slobozia, da, imediat după venirea de la Națională. Din contră, în momentul ăla, pusesem singur presiune pe mine, zic, bă, domnule, vin de la lotul Național, trebuie să fiu din nou la un nivel ridicat, am pus presiune pe mine. Uh-huh. Și nu, poate n-am avut cel mai reușit meci, dar n-am făcut niciun meci prost, pe de altă parte. Nu, n-a zis nimeni asta. Da, și lumea... Imediat s-a început discuții. Bine, nu m-a afectat foarte tare. Nu te-a afectat. Nu, știți foarte bine că nu. Tip care trece ușor peste... Nu pun la suflet orice... Nu pui la suflet. Da. Asta e un lucru extraordinar de bine. Mihai este practic pe același post cu cel ocupat de tine. Simți o presiune în momentul de față? O presiune benefică, da. Este benefic. Pentru mine și pentru el, cred eu. Da? Da, adică amândoi reușim să ne creștem nivelul de joc. Ca și cum, dacă n-ai concurență, nu auzi, dar e ușor lucrul ăsta? Să depășești ceea ce spui că e o chestie benefică? Adică nu ai ceva în stomac aici? Nu, niște... de ce nu? Să joace cine e mai bun, nu? Dacă alege să îl bage pe poziția mea. Cine e mai bun să joace, să ajute echipa. Asta e important, să promovăm. Ok. Mihai, adu-ne aminte cum mai este sentimentul unei promovări. Noi am uitat să ne mai bucurăm de foarte multă vreme. Eu pe tine te-am văzut alături de Răzvan Catană, bucurându-vă din toți rărunchii, ca să spun așa, la promovarea Buzăului. Adune și nouă în memorie cum mai e să te bucuri de inimă pentru o promovare. Da, la Buzău a fost un caz mai special, să zic așa. De ce? Promovasem cu 23 de puncte înaintea locului 2. Pasă de final. N-a mai fost o bucurie foarte mare, să zic așa. Ne-am adică bucurat, practic ziceți că ați fi știut. Cu vreo 6 etape înainte de final eram promovat și... Crezi că ar putea exista o similitudine și cu promovarea Petrolului de anul ăsta? Eu cred că dacă gestionăm bine aceste 3 meciuri care au mai rămas până la intrare în play-off, iar apoi vom începe cu 3 victorii. Eu zic că suntem promovați 100%. Adică să gestionați bine, spui, astea 3 meciuri care mai sunt până în play-off. Da. A gestiona bine înseamnă a le câștiga pe toate? Minim 7 puncte. Minim 7 puncte. Și după aia să ai 9 puncte din primele 3 meciuri ale play-off-ului? Da. Da. Eu zic că... tu te vezi prun. Da, da, corect. Da. Ai dreptate. Dar e un calcul simplu și corect. Așa este. Și tu te vezi, eu l-am avut aici pe Costel Lazar, care spunea, președintele Petrolului, care spunea că în mod normal Petrolul ar trebui să nu se gândească vreo secundă la altceva decât la promovare. Adică să depășească momente grele care ar putea veni, care ar putea să se nască. Ți-aduce aminte anul trecut? Craiova, Lumititel, care tot așa, dintr-un start adresând ridicat, ajunsese să se teamă. Dar până la urmă au reușit să promoveze. Tu, în momentul de față, când ești cu echipa, când ești cu lotul acesta, tu te vezi ridicând cupa la final, vorbesc de cupa victoriei și cea a promovării cu tricourile de campion, te vezi ridicând cupa victoriei și sărbătorind că acum Volens Nolens ar fi a treia promovare a ta. Da, e sincer, bine să promovezi? Sincer, eu chiar cred. Crezi? Chiar cred. Pentru că am întâlnit un grup foarte bun aici, cu niște băieți deosebiți, niște caractere foarte bune și cred că avem cel mai bun lot din Liga 2. Era Buzău momentului atunci o echipă mai închegată decât Petrolul? Nu. Dar ce era în plus? Era o serie mai slabă, da, clar. Da. Aveam un Ciprian Petre, care știa să țină grupul foarte bine. Și un antrenor de asemenea care tot la fel știa să ne țină. Să vă capaciteze. Da, da. Dar și cu alte echipe mult mai slabe decât voi, da, în așa lor. Da.
Și aici ai venit la Ploiești, tu ai mai urmărit Petrolul? Da. La gaz fiind? Da. Dar de ce mai urmărești? Nu mai aveai nicio treabă cu Ploiești. Aveam antrenament pe la 10:30, terminam pe la 2 și Petrolul juca mereu seara. Și în fiecare seară mă uitam când aveai la Petrol. Aveai cum? E o strângere de inimă, așa? E o... Te uiți într-un fel, oftezi, râzi, plângi. Vă dați seama că mă bucuram mereu când câștigam. Dar de ce? Nu adică știu, tu n-ai fost supărat când ai plecat de la Ploiești de aici? Eu am fost supărat. Poate dumneavoastră și alți oameni ați fost supărat. Și eu am fost supărat la rândul meu, că, na, vă dați seama, nu-mi doream să plec. Dar a fost un pas înainte pentru mine și mă bucur că l-am făcut. Ok. Practic, cine a hotărât să te vândă la Mediaș? Nu știu, cred că cine era atunci președinte? Stan? Stan, da. Da. Marius Stan? Da. Tavi Grigore n-a vrut să-mi dea drum. N-a vrut? Nu. Dar nu conta? Nu știu. Nu știu. Valia, ai tot fost vândut și tu. De două luni ești ba la FCSB, ba la Craiova, ba la... Spune-mi, te rog, fiind în continuare la Petrolul, tu cum simți presiunea asta? Că ba ești acolo, ba ești acolo. Da, nu este nicio presiune. Nu e? Sunt pur și simplu niște știri pentru mine, pentru că, într-adevăr, doar asta au fost. Nu a venit cineva să discute clar cu mine, cu ofertele pe masă, să plec. Nu. Nici nu mi-a stat gândul la treaba asta, că voi pleca, că acum, sincer să fiu, chiar îmi doresc să rămân aici, ca să promovăm, că anul ăsta sunt cel mai aproape din toți anii ăștia de Liga 2, să promovăm Liga 1, să joc cu Petrolul în prima ligă, pentru că asta e visul meu, am mai spus-o și o repet, vreau să joc cu Petrolul în prima ligă și după, dacă în viitor, dacă se va ieși ceva... Zic și eu așa, să nu fie prea târziu în viitor. Că știi nu cum e, ce ar fi târziu. Pleci când ai... Da, într-adevăr, dar dacă merg pe Petrolul în prima ligă, automat și nivelul meu crește. Ar trebui să crească, ar ai trebui. Zis bine, da. Și te vezi? Unde te-ai vedea? La ce gen de echipă te-ai vedea? O echipă ofensivă. Ofensivă? Da, îmi place foarte mult să atac, cum toată lumea știe, îmi place să atac mai mult decât să mă apăr. De ce te-ai făcut, mă, fundaș? Fundaș cu valențe ofensive. Da? Da. Și e bine? Da. Când te vezi acolo, când o iei și o iei și o cari, ai așa un suflu al tău, ai o capacitate interioară și destul plămân, să spun așa. Practic, pe parcursul unui meci, în 90 de minute, faci o grămadă de sprinturi. Da, într-adevăr, anul ăsta m-a simțit cel mai bine fizic, pe aceste care vreau să mulțumesc lumea Bebe Bărbulescu, pentru că cred că e primul preparator care, într-adevăr, m-a făcut să alerg pur și simplu non-stop și în minutul 90 mă simțeam foarte bine. Da? Da, da, da. Da, este unul dintre cei mai buni preparatori din România. Nu degeaba el și era în golf când se ducea și era foarte bine văzut. El s-a liniștit cu golful ăsta, nu pentru că nu mai avea contract acolo, ci pentru că a vrut să se retragă către casă, că nu mai putea. Știi cum e? Da. Când pleci, uiți să te întorci. Pasul către o echipă mare, așadar, tu îl vezi după ce promovează Petrolul. Da, clar. Eu aș vrea să te rog să rămâi, să mai rămâi puțin la Petrolul, doar să nu retrogradeze din primul an. Eu așa aș dori. Eu cred că la ce grup s-a făcut, la ce nucleu de jucători avem în momentul de față, nu cred că vor retrograda. Și dacă mergem acum cu echipa asta în prima ligă. Bă, haideți să spun întrebarea care doare. Spune-mi, te rog, ce s-ar putea întâmpla în momentul de față ca Petrolul să nu promoveze? Nu m-am gândit la treaba asta. Trebuia să vii la o emisiune ca să spună unul ca mine întrebarea. Pentru mine ar fi cel puțin un dezastru. În momentul de față, cu punctele pe care le avem și diferența de... Care ar fi rațiunea pentru care să nu se promoveze? Nu știu. Nu știu să vă spun. Nu știi? Nu. Mai degrabă ar fi o chestie legată de sănătate, de COVID? Da, poate să fie și asta o influență. Sau mai degrabă ar fi o rațiune legată de bani? Nu intri cu bani în buzunar să joci fotbal, părerea mea. Nu intri? Nu. Dacă ai un duel cu un adversar, nu ți compari contractele. Mamă, eu nu mi-aș dori să fie așa.
Eu mi-aș dori să fie cum zici tu. Păi, eu zic așa e, gen, nu cred că depind banii de ce faci un teren. Tu ești cel care hotărăște acolo și care, în calitatea de capitan al echipei, ai așa un discurs pe tema asta? Sau ați avut vreodată un discurs pe tema asta? Da, bineînțeles, avem discuții, pentru că e normal să ne dorim și să ne primim drepturile, dar nu, nimeni nu a făcut un capăt de țară pe treaba asta. Înțelegem și noi că și oamenii din conducere, la rândul lor, sunt oameni, fac tot ce ține de ei ca să ne ajute și să ne dea salariu. Eu zic că ușor, ușor se vor așeza la lucrurile. Mm-hmm. Tu ce zici, mine? Vis-a-vis de chestia asta. Că eu am vaga impresie că tu știi mai bine cum e cu banii. Eu cred că ca un club, cum e Petrolul acum, are nevoie de bani. Pentru liniște, pentru liniștea jucătorilor, ca să altfel joci când știi că ai o stabilitate. Că, într-adevăr, cum a zis și Vali, nu te gândești la bani când intri în teren, dar te afectează. Poate unul are o problemă personală, poate unul, nu știu. Sigur. Fiecare are problemele lui. Sigur. Și chiar vreau să... Chiar aș vrea să se rezolve aceste probleme. Să fie bine. Tu te vezi mai ofensiv sau mai defensiv în flancul stâng? Ambele. Și? Unde da. Vrea antrenorul, a? Da. Unde te vede antrenorul? Da. Eu îmi doresc foarte tare să vă văd pe amândoi în teren, asigur, în flancul ăsta. Îmi doresc foarte mult eu chestia asta. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Poate că la un moment dat vor fi și momente de astea, dar poate că nu vor fi. Cert este că cu bagajul de cunoștințe pe care ambii le aveți, există șansa ca Petrolul să meargă rectiliniu așa. Eu zic că e un lucru care se poate întâmpla și vă doresc mult succes pe tema asta. Mai sunt 2 minute din această primă parte și trebuie să îmi aduc aminte de un gol pe care la un moment dat l-ai dat aici la Ploiești direct în corner. Da, într-un amical cu Universitatea Craiova. Câștigat cu 2-0, da, sau ceva da. De genul ăsta. Cum te-ai simțit? Aici la Ploiești, la un moment dat, mari fotbaliști de-a lungul vremurilor, frații Dridea, Costică Moldoveanu, au reușit astfel de goluri. Cum e? Tu încerci la antrenamente chestia asta? Sau pur și simplu ai simțit atunci că merge să o dai așa? Până în acel moment nu am fost ales să execut lovituri libere, cornere. Și inițial n-am știut că a intrat mingea bătută de mine direct din corner. Am crezut că a atins-o cineva, un autogol sau... O deviere. Da, o deviere. Și apoi toți jucătorii au venit spre mine și mi-am dat seama că eu am... Că tu ai fost. Da. Și ok, adică cum să spun, te simți într-un fel așa când vezi că ți intră mingea aia? Nu, e gol. Da, e gol, e un gol, sentiment plăcut. A fost totuși într-un amical. Ai mai încercat procedeul ăsta vreodată? Nu am mai executat corner. N-ai mai executat? Nu. Dar în momentul în care execut, ai fi de exemplu desemnat să execuți un corner, ai îndrăznit să mai dai tot așa? Aș încerca să lovesc mingea cât mai bine și s-o trimit între 11 și 6 metri. Am înțeles. Ai făcut pasul la Naționala României U21, fiind convocat de Mirel Rădăi pentru confruntările cu Ucraina și Irlanda de Nord. Cum a fost experiența? Au fost niște momente unice, să zic așa. Nu cred că voi mai întâlni momente din astea. De ce? Pentru că, în primul rând, mi-a trecut vremea, să zic așa. Acum vine al jucător din spate. Mamă, cum o fi să-ți treacă vremea la 20 de ani? La Naționala de juniori. Ok, am înțeles. Da. Dar oricum ești mic, ești tânăr, ești crud. Da. Nu știu, chiar nu știu ce să zic nu în privința asta. Noi te-am urmărit foarte tare aici de la Ploiești, cel puțin. Eram împreună cu colegii mei pe grupul de fotbal, de sport. Și s-a făcut o emulație așa în momentul când aveați meciuri, când jucați. Pur și simplu urmăream desfășurarea partidei, nu mai spun de meciurile de campionat, ci urmăream petrolistul nostru, cum joacă, cum crește, ce dinamică are.
Și nu ai dezamăgit. A fost o perioadă întreagă în care tu practic nu ai dezamăgit. O perioadă întreagă. Vreau să reluăm discuția chiar din acest moment cu tine, vis-a-vis de dezamăgirile astea, dar după o scurtă pauză de publicitate.